Din această săptămână a început testarea anticovid a elevilor prin prelevare de salivă. La nivelul județului Hunedoara au fost distribuite prin intermediul inspectoratului școlar peste 120.000 de teste în unitățile de învățământ. Acestea sunt mai mult decât suficiente în condițiile în care testarea se efectuează de două ori pe săptămână, iar numărul preșcolarilor, elevilor și liceenilor hunedoreni este ceva mai mare de 50.000. În plus, nici procesul educațional nu este afectat, în doar 4 școli din cele 252 din județ, testele fiind făcute în unitățile de învățământ. În rest, sunt făcute la domiciliul elevilor de către părinți. Totodată, în 18 unități de învățământ, testarea se face în sistem mixt, adică o parte acasă, iar o alta la școală. În unitățile de învățământ din județul Hunedoara am repartizat noi, inspectoratul școlar, un număr de 123.000 de teste. Ele au ajuns în școli și consiliile de administrație hotărăsc modul în care se realizează această testare. Țin să vă anunț că peste 90% din unitățile de învățământ au hotărât ca aceste teste să se realizeze acasă, în familie, de către părinți. Doar 4 unități au hotărât să se realizeze la școală și 18 în regim mixt. Respectiv, așa cum am spus, vreo 230 de unități de învățământ au hotărât să se realizeze de către părinți. Astfel, după recoltările de salivă efectuate în această săptămână în rândul elevilor hunedoreni, doar 7 au ieșit pozitive, acestea urmând a fi confirmate sau infirmate, după caz, de testele real-time PCR. Avem și un feedback pe această temă. Știm foarte bine că aceste teste se realizează luni și joi. Și este foarte interesant, din cele 123.000 repartizate, luni, colegii noștri ne-au anunțat că au fost doar 3 cazuri de elevi pozitivi, iar joi, pentru că se fac luni și joi, 4 cazuri. Aceste teste de salivă urmează, care sunt pozitive, urmează să fie confirmate sau infirmate de acel test mai precis, cunoscut sub denumirea de real-time PCR. Din păcate însă, după un început fulminant, testarea anticovid a elevilor prin probe de salivă începe să înregistreze sincope. Conform profesorului Ilie Pârvan, inspector școlar general, pentru săptămâna viitoare pot fi asigurate doar 23.000 de teste, adică nici pentru jumătate dintre elevii din județ. Și asta nu din cauza celor care diriguiesc sistemul de învățământ. Din păcate, vreau să vă anunț pe această cale faptul că în săptămâna viitoare lucrurile stau invers. Adică dacă în această săptămână am repartizat mai mult decât era necesar ca număr al testelor, săptămâna viitoare se pare că avem o sincopă. Am repartizat ieri pentru săptămâna viitoare doar 27.600 de teste. Problema nu este a ministerului sau noastră inspectoratului școlar, așa cum a anunțat și domnul ministru Câmpeanu. Este o problemă a ISU și a unui furnizor care nu își respectă obligațiile contractuale. Să sperăm că este doar o sincopă în aprovizionarea cu teste și că aprovizionarea ritmică se va derula în condiții bune începând de săptămâna viitoare. Trebuie amintit faptul că, din fericire, nu mai sunt multe zile de școală în acest an, elevii urmând a intra în vacanța de iarnă începând cu data de 23 decembrie.